Reprezentanții administrației locale din Belinț au prezentat un proiect de anvergură la care au lucrat aproximativ 3 ani. Vorbim despre un pus denumit Întoarcerea la Origini, care va mări intrabilanul comunei Belinț cu 16 hectare. Proiectul își propune să ofere condiții tinerilor și tuturor celor care doresc să-și facă un domiciliu în comuna Belinț. Am reușit să finalizăm și această ramură la care și eu sincer vă spun visam, dar am început să lucrăm, nu eram sigur că finalizăm, fiind o procedură destul de greoaie. Alții nici măcar nu se gândeau că se poate realiza, dar nici măcar nu au dorit să înceapă să creeze viitor comunei Belinț. Din invidia cred unele persoane dezinformează chiar și acum când procedura este finalizată. Avem și cărțile funciare, 148 la număr. Începem să lucrăm la regulamentul de atribuire, rapoarte pe fiecare lot, după care urmează scoaterea la licitație a loturilor. Am reușit să aducem în intrabilanul comunei 16 hectare cu toate utilitățile în zonă. În opinia noastră, considerăm că este o suprafață importantă pentru comuna Belinț, sat Belinț. Acest puz, întoarcere la origini, este una dintre cele mai mari provocări la care am lucrat în cei trei ani, a transmis Laurențiu Târziu, primarul comunei Belinț. În acest moment sunt aproximativ 90 de solicitări pentru terenurile din puz și totalul parcelelor este de 135. La număr, cu toate utilitățile în zonă, apă, canal, gaz, energie electrică și drum care anul acesta intră în modernizare.